Quentin Martinus este una dintre revelațiile acestui tur de sezon, iar atacantul de 23 de ani a acordat un interviu Gazetei Sporturilor în care vorbește despre cum este văzută România de olandezi și despre sezonul la echipa din Botoșani. Ei bine, părerea locuitorilor țării lalelelor despre România este una groaznică potrivit extremei roșalbalbaștrilor. Am ajuns în Liga 1 pentru că agentul meu îl cunoștea pe George Ogăraru. El m-a propus la FC Botoșani. Dacă nu era el, probabil că nu veneam în România pentru că toată lumea din Olanda mi-a spus că nu am ce să caut aici, că e o țară urâtă cu oameni răi. Dacă auzi poveștile din Olanda, te doare capul. Am auzit numai lucruri oribile despre România, nu știam la ce să mă aștept, mai ales că Botoșani jucase în Liga a doua cu un an în urmă. Ogăraru a discutat mult cu mine, a dus muncă de lămurire, a avut ceva răbdare, a afirmat Quentin Martinus. Insistențele fostului fundaș dreapta de la Steaua București au dat rezultate și odată ajuns în România a constatat că percepția olandezilor despre această țară este una total eronată. Mi-au plăcut oamenii din Botoșani care mi-au dat un feeling foarte bun chiar după primele discuții. Am rămas impresionat de orașul Botoșani. Nu înțeleg de ce oamenii vorbesc așa urât despre un loc așa frumos, a povestit Quentin Martinus în interviu. Vine de peste Atlantic. Quentin Martinus, original din Curaçao, o țară din America Centrală, la a cărei națională tocmai a fost convocat în noiembrie, reprezintă unul dintre cele mai de succes transferuri făcute de FC Botoșani de la promovarea în Liga 1. Adus în vară, atacantul a fost una dintre revelațiile roșalbalbaștrilor, pentru care a înscris 3 goluri și a dat mai multe pase de gol. Atacantul s-a născut în 1991 și a mai evoluat la Heerenveen, Sparta Rotterdam, Ferencváros și FC Emmen.